proiect care se adresează elevilor de clasa 6 și 7 de la toate școlile din județ. Și suntem împreună pentru că primii vizitatori au venit, elevi din mai multe localități ale județului. Dorim ca prin proiectul acesta să reușim să facilităm accesul tinerilor din județ și celor din Craiova, bineînțeles, la tot ce înseamnă muzeele noastre, tot ce înseamnă expozițiile permanente de la muzeele Pompeii și Muzeul de Artă și, bineînțeles, o interacțiune cu istoria, cultura și civilizația noastră. Sunt aproximativ 10.000 de elevi pe care le pot să-i aștepteze să-i dea pe pragul. Vorbim de elevi de clasa 6 și 7 de la școlile din toate localitățile județului. Și am dorit ca prin această intervenție să putem, an de an, ca și acolo unde există posibilități și unde nu există posibilități, să aibă șansa de a vedea, nu zice ceva unic, pentru că modul cum instituțiile acestea de cultură se prezintă, modul cum specialiștii noștri interacționează, cred că poate să atragă mult mai mult și să creeze copiilor atât dorința de a studia istoria, cultura, dar până la urmă și un curs de cultură generală. Bugetul este 350.000 de lei. Noi am spus că nu e deloc. Este suportat în totalitate de Consiliul Județean și se referă la tot ce înseamnă transport, transport de la școala din localitatea unde sunt. Pentru cei care nu sunt din Craiova, este și o masă la restaurantul Consiliul Județean la Flora. Și bineînțeles, elevii din Craiova sunt de asemenea așteptați pentru că ei desinteracționează, este această săptămână altfel, sunt altcumva implicați și datorită distanței. Sper să le placă, am văzut copii din câteva localități acum, Carte, Moscoveni, Morodel, să le spună și colegilor lor, să știe că an de an vom face acest program, nu am început și atât. Și bineînțeles, în perioada următoare vom găsi și alte modalități în care, dacă nu putem tot timpul să aducem ei aici, să implicăm în zonele respective. De ce nu sau, de exemplu, că nu este tranșată și discutat tot subiectul, de ce nu se ducem în șantierul la DESA pe cei din zona respectivă să vadă cum se fac săpături arheologice sau la casă de la răcar, pe cei din zona din acea parte a județului. Și vorbesc asta strict cu muzeu, la fel cum va fi și cu școala populară de artă, acolo unde am început deja, să creăm clase, nu doar aici, să fie clase externe și sunt clase externe de dansuri, de jocuri populare, de urmează de cantul popular, în mai multe copii locale de pisc, bufeței, botari. Dacă nu pot veni zi săptămânal, pentru că într-adevăr să fac și cursuri de așa ceva, trebuie să facă un efort părinții, să începem să ne ducem noi în zona respectivă, pentru că e o resursă extraordinară, copiii sunt o bogăție din noi.